Bună seara tuturor, sunt Arotela cu etalarea clasică pentru cei care sunteți născuți în semnul Taurului sau cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Taur pentru august 2019. Încerc să văd dacă reușesc și celelalte zodii, dacă nu, unii dintre voi, deși eu sper că nu o să fie nevoie, dar dacă cumva se întâmplă situația asta, va trebui unii dintre voi să vă mulțumiți cu etalarele din spiritul animalelor. Dar vedem. Haideți să tăiem cărțile. Soare, Lună, Venus, Ascendent în Taur. August 2019. Energia centrală. Ce aveți? Central. O, temperanța, echilibru. Ce frumos! Vă doriți echilibru. Vă doriți să vă echilibrați viața emoțional și spiritual. Foarte frumos! Foarte frumos! Posibil unii dintre voi, într-un fel sau altul, să relaționați cu cineva care are planete în semnul săgetătorului și să vă inspire. Sau pur și simplu, acest echilibru vi-l doriți foarte mult, nu doar emoțional, ci și spiritual, am zis. Poate începe să vă conectați la îngerii voștri, poate începe să vă curățați chakrele, să vă curățați karma, într-un fel sau altul, să vă rugați, să faceți afirmații că tot e luna nouă. Ce frumos! Ce vă blochează, ce vă provoacă? Cavalerul de cupe. Posibil un semn de apă, dar nu este obligatoriu. Poate să fie un mesaj emoțional sau poate vă doriți voi să transmiteți un mesaj emoțional către cineva. Cavalerul vine cu o cupă. Cupa reprezintă inima, sufletul, da? Emoțiile. Este vorba de emoții. Probabil acest mesaj, da, mulțumesc, spirite, acest mesaj, că e persoană, că e mesaj, că vorbiți voi, că sunteți căutați, s-ar putea un pic, e a treia cupă, da, să vă dezechilibreze emoțional și atunci aveți nevoie de echilibru și din acest motiv aceste cărți sunt oarecum într-o concurență, într-o provocare. Dar e un aspect frumos. E un aspect frumos. În trecutul îndepărtat. Wow, împăratul. Împăratul care adesea este semnul berbecului sau al taurului. Împăratul este o persoană foarte controlată. Ați experimentat unii dintre voi un control foarte puternic asupra voastră. Poate într-o relație emoțională v-ați controla să nu arătați ce simțiți, cât doriți pe cineva. Posibil. Posibil acest cavaler de cupe care vă provoacă la emoții și voi în ultimii, eu știu, în ultimile luni, în ultimul timp, trecutul îndepărtat, v-ați controlat că în această relație, că în alte relații, voi știți mai bine. Ați fost niște oameni cu armura pe voi. Nu ați arătat în general ce ați simțit, ce emoții ați avut pentru unul, pentru altul, pentru una, pentru alta. Oh, pentru unii dintre voi ați experimentat postura de tată, de soț responsabil. Evident că poate să fie și energie feminină, poate și o femeie să experimenteze această energie masculină, dacă e singură, dacă e într-o relație și trebuie să echilibreze și să controleze ea situația. Dar, în principiu, în trecutul îndepărtat, poate să fie un stil de viață în care voi tot timpul v-ați controlat. Ei, și vine cavalerul de cupe și vă dă un pic peste cap emoțional și de-aia aveți nevoie de echilibru. Dar e cu totul altceva. Nu e control, e echilibru, este deja o creștere spirituală. Mă bucur mult de tot pentru voi. Să vedem. Trecutul apropiat, regele de spade. Poate voi ați încercat să fiți mai reci, mai distanți. Poate ați avut de-a face cu o persoană, nu e obligatoriu să fie semn de aer, care și-a exprimat, eu știu, niște principii, niște idei într-un mod prea direct. Dar cred că sunteți voi, pentru că în trecut aveți acest împărat. Împăratul ce reprezintă? Reprezintă toți cei patru regi. Deci puteți fi oricând și rege de cupe și de spade. Eu zic că sunteți voi. Pentru foarte puțini dintre voi, acesta poate să fie un avocat în trecutul apropiat cu care ați avut de-a face. Pentru alți foarte puțini dintre voi, acesta poate să fie și un doctor. Și atunci, echilibru, foarte frumos, echilibru și cavalerul de cupe vine ca un anunț că va fi bine din punct de vedere al sănătății pentru unii dintre voi. O, luna.
Unii dintre voi aveți de-a face ori cu un rac, ori cu un pește. Evident că poate să fie și scorpion, dar luna în general guvernează racul sau cel puțin reprezintă în tarot racul sau peștii. Ah, ce frumos! E luna nouă. Faceți aceste afirmații de echilibru emoțional. Poate unii vreți să atrageți, da? Să atrageți dragostea, să chemați acest cavaler. Bine, poate să fie o energie virtuală, nu neapărat o persoană, dar persoana vine după ce intrați în vibrația cavalerului, da? Dacă vreți să atrageți dragoste, folosiți această lună nouă. Luna reprezintă mistere, reprezintă secrete. Poate sunt încă niște lucruri secrete în viața voastră pe care nu le puteți exprima. Din acest motiv, va trebui tot timpul să țineți în control, vă țineți pe voi în control. Vedem cum se așează cărțile. Pentru unii dintre voi, acest cavaler de cupe va, pentru că e tot semn de apă, rac sau pești sau scorpion, va veni în viața voastră într-un mod mai misterios sau poate îl țineți oarecum în secret, că e femeie, că e bărbat, nu contează. Țineți acest personaj în secret, nu spuneți nimănui. În viitorul apropiat vă faceți griji. Cred că din dragoste vă faceți griji, unii dintre voi. Da, iar e semn de aer, poate, pentru un grup, să fie griji legate de acest cavaler de spade. Este posibil și din acest motiv sunteți chemați să vă echilibrați spiritual, energetic, mental, emoțional, pe toate planurile. Da? Și cum vă echilibrați? Dacă nu, cu un pahar de vin, un pahar de vorbă bună. Cum era? Era o melodie cu... Pe vremea cenaclului flacăra. La un pahar de vorbă, la un pahar de vin, în fine, o să-mi aduc aminte. Era o cântăreață. O să atașez melodia că mi-aduc aminte. Probabil că nu degeaba. Îmi vine minte, dar nu am uitat un pic versurile. La o cană cu vin, la o cană cu vin. În fine, cană de vorbă. În fine, aveți nevoie să discutați cu cineva într-un mod foarte emoțional, să vă vindecați și să vă temperați un pic aceste griji care sunt multe nefondate. V-am zis de nu știu câte ori, 9 de spade înseamnă griji nefondate. Dacă unii dintre voi ați avut probleme de sănătate, vă faceți prea multe griji pentru că sănătatea vine înspre voi. Vindecarea, vreau să zic. Sfatul este valetul de monede. Cu pași mici și siguri. Aceștia ați putea fi voi. Într-un proiect, poate în relația aceasta emoțională și oarecum secretoasă, misterioasă, începe să faceți pași mici. Pentru că vă e teamă să faceți prea mulți sau prea mari. Sunteți într-o stare de stres. Probabil vă emoționează așa de mult situația încât nu puteți avansa prea, prea repede. Dar e de bine. Valetul de monede reprezintă și niște scuze, reprezintă o discuție plăcută, poate să fie o ofertă. Sfatul ar fi, dacă vreți ca relația să meargă un pic mai bine, în cazul în care e vorba de o relație, pentru că e sfat, să oferiți un mic cadou, să oferiți, nu știu, să invitați persoana la o întâlnire, la o plimbare, la această monedă poate să reprezinte orice. Și o conversație la o cafea. La un pahar de vin, cum am zis mai devreme, da? Și valetul reprezintă discuții, dar în general discuții fiind de monede serioase, puneți bazele unei relații de lungă durată, a unui proiect, dacă nu este relație, poate să fie și un proiect. Exterior. Wow! Regele de monede. Ar trebui să fiți voi, că doar ați fost în trecut împărați. Da? Dar nu sunteți voi. Nu sunteți voi pentru că e forță exterioară. Este ori un alt semn de pământ, ori este o figură masculină care vă inspiră. Este o persoană cu un statut deosebit sau dacă nu are statut social, ori
o abundență financiară deosebită, are mare înțelepciune, poate să fie un consilier, poate să fie un om, un tată, un bunic, un părinte cu care aveți nevoie să vă consultați. Este forță exterioară, din acest motiv o citesc așa, da? Aveți nevoie de această persoană, probabil, pentru că vă faceți griji, poate niște probleme legale, să aveți nevoie de un ajutor financiar, e posibil și așa ceva. Dacă sunt probleme emoționale, aveți nevoie de un consilier, un om înțelept cu care să vă sfătuiți. Am zis un tată, un profesor, un om care este ca un părinte pentru voi, da? De ce vă este frică? De regina de bâte! Cred că a avut zodia anterioară, nu mai știu ce am făcut ieri, am făcut o zodie. Au avut tot în aceeași poziție, poate aveți acolo planete. Regina de bâte. Regina de bâte este o persoană foarte pasională, dar și foarte autoritară. Dacă este o femeie pasională care într-un fel sau altul vă place unora, s-ar putea să vă fie frică pentru că are un stil cam autoritar și vouă, ca și taur, ca și împărați, regi de spade, de ce o-ți fi, nu prea vă place genul acesta de autoritate. Poate persoana deține niște cunoștințe secrete. Avem și pisică neagră și lună și asta oarecum vă înfioară, vă face să fiți un pic reținuți dacă e vorba de o relație. Regina de bâte reprezintă și o forță creativă, da, este o forță creativă. Regina de bâte este o forță creativă. Probabil că vă este frică, unora dintre voi, că nu vă puteți accesa creativitatea în această situație, că e legală, că e financiară, că e emoțională. Aveți nevoie să fiți creativi, pentru că în trecut ați fost împărat. Și împăratul e autoritar, are multe calități, dar are și defecte. Și unul ar fi că nu este foarte creativ. Creativă este împărăteasa. Înțelegeți? Da, poate să fie un semn de foc, dar nu mă fixez doar pe această idee. Ce vă doriți? 9 de cupe. Vai, ce frumos! Mi se pare și normal. Probabil acest semn de apă sau persoană cu planete, poate nu e semn de apă, poate are planete în semn de apă. Ce? 9 și cu această cupă 10. 10 înseamnă fericire maximă, dar cum ajungeți la fericire maximă dacă nu înainte de a vă simți voi fericiți cu voi înșivă? 9 de cupe înseamnă să fiți fericiți cu voi înșivă. Poate unii dintre voi să aveți foarte puțin tendința să beți mai mult în această perioadă decât de obicei, de prea multe emoții, da? Cu ocazia acestei întâlniri, la acel pahar de vorbă de vin, de ce-o fi. Și din acest motiv sunteți chemați să vă echilibrați, să echilibrați un pic paharele, da? Poate unii dintre voi aștepta să scăpați de aceste griji, 9 și 9, dar să scăpați de aceste griji ca să vă puteți bucura de voi, de reușitele voastre și de o persoană misterioasă, emoțională sau care vă emoționează. Finalul, 4 de monede. Finalul, sunteți în continuare foarte crispat. 4 de monede, după cum se și vede, și e similar, varianta 3 de a împăratului, da? Seamănă, dar e copilul, e copilașul. Seamănă, dar nu răsare. Ba, răsare pe aici, pe acolo. Sunteți crispați, stați în continuare în șabloane. Din acest motiv, da, din păcate, unii dintre voi n-aveți curajul să fiți creativ în ceea ce trebuie să, eu știu, relație, situație, job. Trebuie să fiți creativi, să abordați situația într-un mod mai îndrăzneț, ca și regina de bâte, mai pasional, dar în mod special creativ. Ei, 4 de monede. Este o persoană care stă cu banii la inimioară, stă în șabloane, stă crispat, un pic cam timorat. Aduce un pic cu nouă de spade dintr-un punct de vedere al grijilor, al grijilor.
Posibil pentru unii dintre voi, patru de monede să reprezinte, da, mulțumesc, spirite, să reprezinte și faptul că țineți acest secret, această persoană sau situație, de a zic că e persoană care vă emoționează, care vine cu un dram de dragoste, de emoție, de ceva drăgălaș, o țineți undeva la inimioară, o țineți bine, bine strâns și evident, secret, nu știe nimeni. Este posibil și această variantă. Da. O, da. Posibil la locul de muncă. Of, al unuia dintre voi, că avem două cărți care reprezintă monede. Să fie existat un schimb de mesaje pasionale, emoționale și să încercați o colaborare, poate cu această persoană. Cavalerul de cupe este aici, provocator, aveți și un vale de cupe și vale de... Aveți trei valeți, începuturi, pași mici, pasionali, emoționali, care duc către stabilitate, dar sunt micuți, sunt timizi. Toată situația este la început încă. Aveți șanse să colaborați cu acești trei de monede. Aveți șanse să aveți beneficii financiare împreună, dar e o colaborare benefică. Dar lucrurile sunt în continuare secrete cu această mare preoteasă. Sunt secrete. Da. Există și o fecioară aici, undeva în spate. Probabil că este o perioadă a voastră în care ați fost, v-ați izolat. E o fecioară și iar semn de apă. V-ați izolat ca să înțelegeți niște adevăruri, să găsiți lumina într-o situație în care sunteți. Dar o să experimentați o victorie în această relație. O să vă echilibrați și financiar, dar în mod special emoțional. Da? Dar există acest semn, iarăși, Marea Preoteasă înseamnă pentru mine semnul peștilor, iar. Persoană care studiază chestiuni oculte. Poate că voi simțiți nevoia să comunicați cu această persoană și să colaborați. Poate unii dintre voi, da, mulțumesc, spirite, vă duceți, da, vă duceți la un astrolog, aici Marea Preoteasă, vă duceți la un astrolog să întrebați despre relațiile voastre. De ce? Când o să vă căsătoriți? Dacă vă merge bine relația cu tare? Dacă cu tare, da? Cam așa ceva. Cam aceasta ar fi citirea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Taur pentru august 2019. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Vă pup numai bine. La revedere!